Eu uneori îmi pun și eu întrebarea dacă domnul Dodon cu adevărat este președintele Republicii Moldova, dacă este președintele cetățenilor Republicii Moldova și dacă cu adevărat urmărește și apără sau ar dori să apere interesele Republicii Moldova. Pe lângă faptul că ar fi participat la unele evenimente pe care noi nu le agreem și care cu siguranță, așa cum am menționat, nu ne-ar face nouă niciun fel, nu ne-ar aduce niciun beneficiu să participăm la celebrări și să stăm alături de așa numitele autorități din Transnistria și să mai mult ca atât, decizia de a oferi distincții celor care inclusiv au luptat împotriva Republicii Moldova și cetățenilor noștri în conflictul din 92, depășește orice limită. Și domnul Dodon știa de decizia autorităților de a nu autoriza aceste evenimente. Și domnul Dodon știa că cel mai probabil domnul Rogozin nu va ajunge la Chișinău. Sau dacă va ajunge, cu siguranță nu va participa la aceste evenimente. Dar amenințările și datul din deget al domnului Dodon s-ar putea să presupună încălcare de Constituție. Și nu este bine unui președinte să amenințe mai ales cu proteste de stradă și susținere de stradă împotriva unor politici care nu vin altceva decât să aducă până la urmă respect față de țară.